Dar dacă ați avea, ați afla știrea că în casa dumneavoastră, închiși cu copiii dumneavoastră, este un pedofil, care nu vrea doar ca să-i omoare, ci vrea ca să le distrugă inocența și să le fure sufletele. Ce ai simți în momentul acela? Când înțelegi sentimentul acesta, că undeva la distanță există niște copilași care sunt închiși într-o casă cu un violator, încep să înțelegi de ce Iuda scrie așa de urgent și așa de drastic și așa de violent față de acești oameni. Încep să înțelegi de ce unii predicatori strigă din gura mare: atenție la lup! Și restul zic: n-are dragoste. Pentru că nu înțeleg cine e închis în biserică cu copiii aceia. Că nu înțeleg cine stau în acele amvoane și ce vor să facă cu acei copii al lui Dumnezeu. N-ai dragoste, frate. Pentru lup n-am dragoste. Lupul trebuie împușcat, nu trebuie îmbrățișat. Lupul trebuie izgonit, nu trebuie acceptat.